Ești o persoană rapidă din punct de vedere fizic și intelectual și, prin urmare, ești aproape întotdeauna în mișcare. Ca și simbolul planetei tale guvernatoare, Mercur, mesagerul zeilor, ești perceptivă, curajoasă și magică. Se pare că datorită elocvenței tale, poți ieși din orice situație neplăcută. Ești sociabilă, sinceră cu toți interlocutorii, iubești oamenii, obții rapid și ușor prieteni, treci prin viață cu convingerea că este frumoasă. Cu toate acestea, dincolo de veselia exterioară poți avea viața interioară, plină de anxietate și emoție. Adesea ocupată de probleme la scară universală, consumi prea multă energie în rezolvarea lor, distrăgându-te de la rezolvarea problemelor urgente. În acest sens, trebuie să exerciți o atenție deosebită și să te asiguri că problemele personale nerezolvate nu afectează în mod negativ rezultatul activității tale de viață. Semnul tău zodiacal aparține constelației Gemeni. Gemenii sunt direct legați de semnele elementului aer, care se disting prin următoarele calități: viteză, observație, gândire logică, inteligență. Dispunând de înalte abilități mentale, dar inconsecventă în decizii, poți fi foarte controversată. Deoarece constelația ta apare pe cerul instelată doar spre sfârșitul lunii mai, ești supusă influenței Mercurului. Datorită lui, te distingi prin elocvență și înțelepciune, iar diplomația și abilitatea de a organiza și desfășura diverse evenimente te fac un partener minunat în muncă. Trăsătura cea mai cunoscută a personalității tale este impermanența. De asemenea, trebuie să lucrezi pe cont propriu mereu, deoarece tendința născută de a minți și de a înșela te poate împiedica să menții relații bune cu cei dragi. Pentru mulți se pare că ești foarte frivolă, dar aceasta este doar o consecință a unei minți creative și dornice de comunicare. Tu ai nevoie de sprijinul celor dragi, pentru că nu ai prea multă încredere în sine. Cu toate acestea, planeta călăuzitoare Mercur te-a înzestrat cu multe calități pozitive. Ai o imaginație foarte bine dezvoltată, astfel că devii ușor lider și sufletul petrecerilor. De asemenea, simbolizezi tinerețea și frumusețea, vitalitatea ta nu se usucă nici măcar la bătrânețe. Guvernatorul tău astral este Mercur. Planeta Mercur este responsabilă pentru simțul frumuseții, precum și capacitatea de a găti. Mercurul este favorabil jurnaliștilor, vânzătorilor, călătorilor, alergătorilor și chiar infractorilor. Planeta ta în exil este Jupiter. Lui Jupiter îi poți mulțumi pentru lipsa de principii și lipsa de opinii proprii. Cuvântul cheie pentru tine este viteza. Tu nu stai un minut, te miști mereu, te grăbești undeva. În același timp, la fel ca și Mercurul mitic, ești expansivă, atentă și extrem de inteligentă. Limbajul tău te poate salva în orice situație, prin elocvență. Te familiarizezi cu ușurință, ai mulți prieteni și nu uiți de cei cu care te-ai întâlnit pe toată durata vieții. Poți fi extrem de generoasă, dar numai dacă simți că ajutorul sau darul tău este cu adevărat necesar altora. Tu ai în vedere principiul: Domnul ajută numai pe cei care sunt dornici să se ajute singuri, deci este probabil inutil să fii abordată cu o mână întinsă în speranța vă vedea. Apropo, acest principiu tu îl aplici chiar și copiilor și părinților tăi. Și deși ești întotdeauna gata să vină ajutorul celor dragi, uneori ești, nu fără niciun motiv, acuzată de cruzime, edificare excesivă și exigență. Într-adevăr, ești foarte conștientă și responsabilă, înțelegi că bunătatea excesivă distruge independența, iar tutela excesivă inhibă creșterea spirituală. Tu ești un amestec uimitor de pragmatism și idealism, naivitatea ta se manifestă în raport cu tine însăți, însă nu cu întreaga lume, la care te uiți cu un ochi realist, sobru. Din păcate, tu nu vezi lumea ca oglinda cunoașterii de sine. Te poți înconjura cu oameni care îți întăresc doar iluzia cu privire la ceea ce se întâmplă cu adevărat. Astfel, Principala dificultate pentru tine este că nu ești capabilă să evaluezi în mod obiectiv oamenii și mediul. Tu ai cea mai mare satisfacție în timp ce te afli în mișcare. Îți place să zbori, să conduci o mașină, pe scurt, să călătorești. Foarte des ți se pare că avansarea te ajută să scapi de problemele din trecut. Poți găsi confort în deconectarea ocazională de numeroasele tale responsabilități. Te poți confrunta cu provocări cu succes. După șocul inițial și depresia ulterioară, tu pari să te renoiești ca o persoană chiar mai puternică, cu un scop de viață clar definit. Ai o enormă energie, care poate fi folosită cu succes în diverse domenii. Ești un părinte și prieten excelent cu care nu este niciodată plictisitor. Te distingi față de alți nativi din gemeni prin astfel de trăsături speciale. Ești inventivă, logică, cu un spirit tânăr. Îți place să experimentezi și să rătăcești în mod nebun în dragoste cu cineva care te poate surprinde și cuceri serios, dar nu cu imprudență și curte primitivă, ci cu mișcări elegante și non-standard. Cum afectează data de 12 iunie soarta ta? Dotată cu abilități organizatorice și nivel intelectual ridicat, combinate cu abilitățile de comunicare, toate acestea îți oferă un start bun pentru creșterea în carieră și crearea de prieteni puternice. Ești plină de veselie și optimism, este foarte greu să fii găsită într-o dispoziție sumbră, îți place să trăiești și să te bucuri de toate fațetele vieții. În momentele rare de deznădejde, ai tendința să te blochezi în interiorul tău și să eviți comunicarea. Nu rareori o condiție prealabilă pentru o astfel de stare este experiența emoțională a problemelor globale. Este incapacitatea de a influența astfel de evenimente și de a te distra. În ceea ce privește asistența, ești întotdeauna în primul rând. Natura ta bună și capacitatea de reacție nu îți dau posibilitatea de a refuza asistența unei alte persoane, în ciuda faptului că ești foarte ocupată. O excepție poate fi o cerere pe care o persoană o poate îndeplini singură. În această situație, este posibil să refuzi ajutorul, în ciuda faptului că este un prieten apropiat sau membru al familiei. Din acest motiv poți fi uneori acuzată pe nedrepte de răutate sau chiar cruzime, deși aspirația ta vizează dezvoltarea independenței celorlalți și nu ești indiferentă față de ei. Ești în întregime înzestrată cu pragmatism, obișnuiești să tratezi totul cu o anumită evaluare critică. Oamenii din jur trebuie să-ți îndeplinească cerințele idealiste, altfel îți pierzi interesul și nu mai comunici. Surprinzător este faptul că nu impui astfel de cerințe. Dar la toate încercările oamenilor apropiați să îndepărteze oarecum voalul realității, tu poți reacționa agresiv. Tot timpul tău liber poate fi dedicat călătoriei. Spiritul aventurismului te atrage spre ținuturi îndepărtate. Gena geniului cercetării te împinge pentru excursii lungi de mers pe jos, în care te poți relaxa pe deplin și te poți deconecta de la problemele cotidiene. Iubești creativitatea, te inspiri din astfel de excursii. Este posibil să schimbi țara de reședință. Acest lucru se poate întâmpla de mai multe ori. Tu depășești cu ușurință orice dificultăți. Sociabilitatea și prietenia îți permit să-ți faci prieteni cu ușurință. Este la fel de ușor pentru tine să ai relații în familia ta. Relațiile armonioase cu cei dragi îți dau un sprijin bun pentru creșterea personală. Dragoste și compatibilitate. Ai o inimă tânără și veselă. Vrei să întâlnești un prieten sau un partener care este gata să-ți împărtășească interesele și să-ți iubească divertismentul. Ești atrasă de personalități luminoase și pline de viață, cu care conversația inteligentă și inspirată poate evolua. Alianțele emoționale armonioase se vor dezvolta cu berbecul și vărsătorul. Aceasta deoarece berbecul îți va da pasiune, nu te va lăsa să te plictisești și te va energiza. La rândul său, vărsătorul împărtășește dorința ta de libertate, atitudinea ta frivolă și aventuroasă. Riscul este ca vărsătorul să devină autosuficient și să te expulzeze când ți-e lumea mai dragă, fără niciun semn de avertizare. Uniunile familiale cele mai liniștite și mai rafinate sunt cu reprezentanții semnului tău zodiacal. Gemenii te pot captiva cu farmecul și intelectul lor, iar cu natura lor neobișnuită și rafinată, adaptabilă, poți construi relații pe termen lung. Poate fi o relație excelentă ce se va dezvolta permanent. O uniune interesantă, dar inegală te așteaptă cu leul, dar aici există riscul de a acumula oboseală din cauza patosului său excesiv, dar și datorită indiscreției sale primitive. Capricornul, Fecioara și Taurul sunt prea pasivi și previzibili pentru tine. Aceste alianțe sunt sortite eșecului. Racul cu sânge rece și slab te poate aduce la disperare, în această uniune nu există puncte de contact. Cu un reprezentant din Balanță sau Scorpion este puțin probabil să faci casă comună, să trăiți sub același acoperiș. Balanța este mult prea indecisă și lentă, iar Scorpionul va încerca în permanență să te manipuleze, vei simți în permanență transpirația rece a trădării. În raport cu aceste două semne zodiacale, ești pe etaje diferite, fără scări și lifturi între ele, sau chiar mai rău, în blocuri diferite. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datoriilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră. Ești o optimistă incorrigibilă și cunoscătoare a frumuseții și bucuriei vieții. Eșecurile nu te pot supăra, dar adesea tu uiți să-ți rezolvi problemele de zi cu zi sau nevoile de bază, concentrându-te asupra problemelor filozofice generale ale ființei. Domeniile filozofice pot provoca experiențe mentale și anxietate autentică. Tu trebuie să te obișnuiești să nu uiți de problemele tale personale, să rezolvi problemele acumulate în timp, altfel într-o zi se vor transforma într-un bulgăre de zăpadă care va cădea pe capul tău. Tu iubești călătoriile, în general, tot ceea ce este legată de mișcare este aproape de inima ta. Ești foarte energică și dacă îți poți orienta activitatea în direcția corectă, atunci norocul nu te va lăsa. În compania ta nu este niciodată plictisitor, ești luminoasă și discretă, privești lumea printr-un amestec de idealism și pragmatism, în unele privințe ești foarte naivă. Minunatele oportunități care se deschid în fața ta îți permit să realizezi cele mai sălbatice vise, să-ți îndeplinești dorințele. Ai o gândire rapidă, o înțelegere rapidă și poți comunica ușor cu oamenii. Ești înzestrată cu talentul organizatorului, liderului. Ești capabilă să atragi atenție celorlalți, să conduci. Ești intenționată și după ce ai atins un scop, te străduiești să te ridici la noi înălțimi. Nu-ți place să stagnezi și dacă dorești, poți obține multe în viață. Sănătate și boli. Îți supraestimezi propria sănătate și forță, iar ca urmare suferi datorită acestor idei false. Nu-ți recunoști limitele, ești prea zeloasă pentru a lua diferite sarcini, fără a te gândi la consecințe. De aceea, poți fi neajutorată și lipsită de apărare în fața unui accident în sănătate. Ar trebui să te protejezi de orice fel de leziuni, în special mâinile și picioarele. Ai încredere și respect față de medici, în special cei cu experiență. În ceea ce privește dieta, de regulă alegi în mod intuitiv alimente sănătoase echilibrate. Adesea, poți crea experimente și poți încerca noi feluri de mâncare. Ai un apetit de invidiată, dar folosește alimente sănătoase, te bucuri de o dietă variată. Sfaturi pentru tine. Trebuie să înveți să nu te blindezi cu propria ta vitalitate și optimism și să lucrezi la problemele pe care ai tendința să le ignori. Învață să nu închizi ochii față de numărul mare de probleme care s-au acumulat de-a lungul multor ani. Obiceiul de a nu observa existența lor nu te va scuti de povara acestora. Taie acest nod mândru și începe să scapi treptat de întrebările acumulate. Nu pune propriul tău ego pe primul plan. Începe să asculți ceea ce alții încearcă să-ți spună. Ce cadouri ți se potrivesc, tu tolerezi mult mai ușor că a uitat cineva să te felicite decât alte semne, astfel încât nu atragi cadouri de o importanță foarte mare. Pentru a-ți face plăcere un dar, este foarte simplu. Este important să fie dăruită din inimă și să fie exact ce vrei. Nu este dificil să știe cineva ce vrei. Este suficientă doar să discute, să te lase să visezi în ajunul sărbătorii tale și toate dorințele vor fi imediat exprimate. Prin natura ta iubești sărbătorile și oamenii din jurul tău. Dacă primești bilete la film, după ce ai vizionat acest film va fi cel mai interesant film din viața ta. Căști pentru telefon. Imediat se dovedește că setul cel vechi nu era deloc bun și că darul s-a dovedit a fi mai bun ca niciodată. Fiind inteligentă și bine citită, nu vei fi niciodată dezamăgită de darul intelectual, de exemplu, o carte electronică, o colecție de filme documentare sau o enciclopedie. Dacă ar fi să primești o bijuterie, ar trebui să-ți aleagă un lanț sau colier de argint. Este mai bine să nu primești unele, deoarece ele semnifică o constrângere a libertății tale. Prețul unui cadou nu este practic important pentru tine, atenția este importantă. Poți fi fericită doar cu atenție, o grămadă de nimicuri în cutii mici asortate pot să te distreze și, în același timp, comentariile care vor acompania procesul de desfacere a ambalajelor, pot fi asemănătoare cu un monolog al lui Nae Lăzărescu. Cu ambalajul nu excelezi, este puțin probabil să-ți atragă atenția asupra lui, este mai interesant pentru tine ceea ce este înăuntru. Dar nu este o curiozitate care te conduce. Te bucuri că e mai multe din cel ce dăruie, decât ceea ce a adus. Dar tu iubești darurile cu înțeles. Este mai bine să nu ți se dea mărunțișuri chinezești inutile. Chiar și ustensilele de bucătărie vei fi bucuroasă să le primești și nu vei da niciodată impresia că nu ai nevoie de ceva. Dar vei găsi cu siguranță o aplicație pentru tot și vei povesti cu siguranță mai târziu cât de importante s-au dovedit a fi lucrurile primite. Florile oferite de ziua ta de naștere ar trebui să fie de un violet blând într-o vază. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.